SCM Argeș Volei Pitești nu are încă stabilită strategia pentru noul sezon, iar acest lucru ar fi putut fi evitat dacă s-ar fi găsit și alte soluții de finanțare, nu doar cele ale primăriei. Chiar dacă timpul e destul de scurt, echipa va evolua în continuare în divizia A1 la volei feminin. Problemele vin în primul rând din interior, nu din exterior. Am dat, am făcut analize, costă mult, dar eu cred că este de datoria specialiștilor și tehnicienilor de pe plan local, care au obținut rezultate foarte bune în urmă cu ani de zile, să vină lângă echipă. Am format un colectiv, s-a venit cu propuneri. Sigur, e greu să... Vor fi și antrenori, vom avea și jucătoare, că de multe ori plecând mai târziu ești mai aproape de stat. Potrivit primarului Tudor Pendiuc, cel care va coordona activitatea echipei SCM Argeș Volei, va fi Sorin Ploscaru, acesta având experiența anilor în care voleiul piteștean era apreciat la nivel național.